După ce au fost culese roadele culturilor de pe terenurile situate în zonele montane, a apărut o problemă uriașă pentru crescătorii de animale. S-au înmulțit atacurile urșilor asupra efectivelor de ovine, caprine, bovine și suine. Fiarele pădurii rămase fără hrană pur și simplu s-au mutat în zonele locuite, iar urmările sunt dezastruoase. Vă prezentăm în continuare soluția găsită de un fermier din județul Mureș, soluție pe care o prezentăm în reportajul următor. Avem pagube la mistreț, mai ales în plantațiile de porumb, dar în ceea ce privește partea zootehnică, aici avem un prădător mai mare, ursul, care mai ales în perioada asta de octombrie-noiembrie, ducând lipsă de mâncare, știind că porumbul și floarea soarelui deja este în recoltare, s-a recoltat în mare parte, fructele de pădure sunt cam pe ducă. În această perioadă, octombrie-noiembrie, ca și anul trecut, încep atacurile de urs pe pășune și, cum am avut fătări programate pentru toamnă, avem viței mici, există un risc mare în ceea ce privește atacurile urșilor, care fac ravagii în exploatațiile zootehnice. Sunt frecvente aceste atacuri? Anul trecut am avut în toamnă atacuri frecvente. Anul acesta, având în vedere că am venit și mai repede înăuntru la bază, am evitat aceste atacuri, pentru că dacă faci un calcul economic, e mai bine să vii mai repede decât să ai după aceea pierderi colaterale. Este o mare problemă, problema urșilor în zonă și efectiv n-ai ce să faci. Chiar și peste păstor electric trec, rup gardurile electrice, deci acest fenomen din an în an ia amploare și eu cred că autoritățile ar trebui să se sesizeze și să ia măsuri.